Patru persoane au ajuns la spital, la Drobeta Turnu Severin, după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit într-o intersecție, culmea, dirijată de un polițist. Mai multe ambulanțe au ajuns la fața locului, iar unul dintre șoferi, cel care nu a respectat indicațiile agentului de la rutieră, s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Accidentul a avut loc într-o intersecție din Drobeta Turnul Severin, unde un polițist dirigea circulația aglomerată din cauza vremii nefavorabile. Veni pe banda asta, era venit pe banda asta acolo, așa, și veni ăla din partea dirigea de polițist. Era dirijat pe partea lor. Dirigea poliția, vă dați seama. Dirigea și... Și a făcut semn să treacă și s-a văzut pe banda care trebuie normal să stea. Impactul a fost extrem de violent, iar pasagerii din cele două mașini au fost răniți. În dimineața zilei de 23 martie 2016, la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Șinca, s-a produs un accident de circulație, în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a 4 persoane. Din primele cercetări a rezultat faptul că un autoturism nu a respectat indicațiile semnalele polițistului rutier și a intrat în coliziune cu un alt autoturist care circula regulamentar. Șoferul vinovat s-a ales acum cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.